găsit, dragii noștri, într-o nouă zi și nu una ordinară, ci una plină de încărcătură duhovnicească, astăzi biserica fiind în laudă adusă prea Sfinte Născătoare Dumnezeu, în rugăciune către Maica Domnului, care astăzi este în zi de prăznuire. De altfel, primul praznic împărătesc din anul bisericesc în care am intrat la 1-14 septembrie este tocmai închinat nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Iar în acest sens spunem că este primul praznic această Sfântă Mărie Mică, pentru că e vorba de nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, iar atât astăzi cât și pe parcursul întregului an, de altfel tot în zi de sâmbătă, precum este și astăzi, ne amintim de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și de toți Sfinții, ne amintim și de adormiții noștri, cei care au dus o viață curată, o viață care a fost în Duhul Sfințenii, spre care răvnește orice suflare creștinească. Iar de rând cu acest praznic, pe parcursul anului bisericesc, mai avem încă trei sărbători care sunt mai importante și care sunt tot închinate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Am putea spune că această femeie a fost adusă pe lume cu un scop foarte clar, pentru ca să devină acel vas ales prin care va veni Mântuitorul și Salvatorul lumii, Iisus Hristos. De ce spunem că prin nașterea Maicii Domnului începe cumva actul mântuirii noastre și de aceea și praznicul este plasat la început de an bisericesc, iar noi suntem în bucurie zilei, pentru că așa precum orice naștere pe care o urmărim în viața noastră, fie ca a unui copil, a unui nepot, a unui om pe care l-am așteptat din cei dragi, este plină de încărcătură și de bucurie lăuntrică. Exact așa ne bucurăm și noi, toată suflarea creștinească, de nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Este zi de bucurie și totodată este zi de retrăire a evenimentului, pentru că în biserica noastră drept măritoare, noi nu suntem doar cu amprenta evenimentelor care au avut loc odată, dar se încearcă trăirea din nou acestor evenimente care s-au întâmplat pentru istoria bisericii și pentru fiecare dintre noi în parte, care suntem partea unei porțiuni din veacul acesta. Suntem cu gândul la acei părinți drepți, Ioachim și Ana, care aduc acest suflet curat, neprihănit, ca de altfel orice copil care se naște, însă vedem că Dumnezeu lucrează și prin acești părinți drepți, de aceea și sunt numiți Sfinții și Drepții, Ioachim și Ana, pentru că aveau o viață curată, o viață dreaptă, deși erau într-o vârstă deja avansată, era unitate, de arată că Dumnezeu lucrează și arată că ceea ce este cu neputință la firea omenească e posibil cu lucrarea și implicarea dumnezeiască. De ce? Vedem că această familie evlavioasă se învrednicește să se bucure de un copil la bătrânețe, un copil care tot este închinat lui Dumnezeu, pentru că odată ce ajunge la vârsta de 3 ani, este închinată la templu și acolo petrece circa 12 ani până la majoratul ei și până avea să se împlinească această misiune și lucrare cu ea. O vedem pe această pruncă și probabil că vedem toți pruncii care îi avem în lumea aceasta și de care ar trebui să ne grijim și față de care poate avem și concrete responsabilități. Suntem cu gândul la toți copiii noștri care nu pur și simplu trebuie aduși pe lumea aceasta, pentru că gândul este să nu oprim zămislirea și nașterea de prunci, o mare problemă care domină în lumea în care trăim,
dar avem și o altă misiune, să creștem o nouă generație în frica de cele sfinte și dumnezeiești, iar felul lor de a fi și cum cresc, cum se manifestă, ce atitudine au în societatea în care trăiesc sau vor trăi, depinde foarte mult de felul cum suntem noi. De aceea, de câte ori suntem în fața unor prunci, alături de părinților, suntem cu gândul către adulți, cei care sunt responsabili de creștere, educare și formare duhovnicească, spunându-le că copiii nu sunt cei ce vrem noi, în calitate de părinți, de dascăli, de bunici, dar copiii sunt cei ce suntem noi. Așa că ne dorim ca noi să ajungem la o viață integră, la o comunicare sănătoasă a unora cu alții, să încercăm să fim modele bune, desăvârșite pentru copii, încât aceștia să fie asemenea nouă și să răvânească a fi asemenea nouă în viața virtuoasă, în atitudinea față de viață și în verticalitatea și în această verticalitate pe care am avea-o. Suntem cu gândul la toți copiii care au nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, au nevoie de ambii părinți și de căldura lor, de dragostea lor, au nevoie de implicarea părinților și probabil că această zi a nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu este un gând pentru toți care au odrasle să se grijească de ele și să se implice plenar în acest proces care se cheamă creștere, atât trupească, dar mai cu seamă și creștere duhovnicească. Și atunci, probabil din clipa de când este zămislit un copil, trebuie să îl tratăm ca pe un suflet aparte, ca pe unul care necesită a fi crescut și educat prin viață plină de înfrânare, prin atitudine cumpătată, prin rugăciune cu o sârdie, prin primirea Sfintelor Taine și așa la fiecare etapă, până la naștere și mai cu seamă după naștere, să fie crescut orice copil într-o cele sfinte și dumnezeiești. Sigur că Maica Domnului este cea care ne ajută în această misiune deloc ușoară, ea fiind acel model de săvârșit, nu doar pentru fiecare femeie, dar este și ca o mamă cerească, pentru că așa o privim noi cu toții și o vedem la toate etapele vieții noastre și o simțim. Îi simțim rugăciunile, mijlocirile sale, îi simțim căldura ei și chiar dacă cumva în viața aceasta pământească pleacă cei pe care îi avem dragi, în special o mare dramă și durere este pentru fiecare dintre noi când ne pierdem mama sau când mama este departe de noi. Ori atunci când o dobândim prin Sfintele Rugăciuni, pe Preasfânta Născătoare Dumnezeu, sigur că nu suntem niciodată orfani. Când ești cu Dumnezeu, când ești cu Maica Domnului, când ești cu toți Sfinții, de-a dreptul nu te simți orfan în veacul acesta și știi că acolo ești așteptat în lumea cealaltă spre care noi pas cu pas ne îndreptăm. Felicitări tuturor care astăzi sunt în Duhul Sărbătorii, celor care poartă acest frumos nume de Maria, iar Preasfânta Născătoare Dumnezeu să fie în permanență cu noi. Amin.